Mulțumesc! Pentru cei care nu ați văzut Noaptea Valburgii, vă spun doar o scurtă poveste, nu ne lungim mult. Poate că ați văzut mulți opera Faust, poate că ați văzut baletul pe Mezzo, se poate. Noi vă vom da astă seară acea noapte a Valburgii în care Dr. Faust, care și-a vândut sufletul diavolului pentru dragostea lui mare, Margareta, este adus în iad, în purgatoriu, înconjurat de demoni, de valpurgii, chinuit de amintirea Margaretei, pe care o iubește cu ardoare și pe care Mephisto o va aduce în iad, tocmai pentru a mări chinul doctorului Faust. Până la urmă, binele învinge, Margareta se înalță la cer, Dr. Faust, care a semnat, mă rog, cu Mephisto, o înțelegere, în schimbul tinereții, să primească, să dea sufletul în iad, el rămâne înconjurat de demoni, de demonii proprii și de demonii reali. Noaptea Valburgii este o premieră la Brașov, așa cum am avut noi multe altele și cum vor mai fi, iar în rolurile principale, Margareta, Miruna Coman, deja cunoscută dumneavoastră, Dr. Faust, Dorin Mirea, invitatul nostru special de totdeauna, Mephisto, Gheorghe Viorel, și continuăm cu Angela Conduraru în rolul unei valpurgii importante care încearcă să-l cucerească pe Dr. Faust, și cu Carmen Harbuzaru. Ansamblul nostru de balet este prezent ca să vă răsfețe pentru ultima oară în această seară și vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru răbdare și mai ales pentru căldura cu care ați răsplătit fiecare dans. Vă doresc noapte bună, o seară bună în continuare și vă așteptăm în 28 mai și în 11 iunie la premiera baletului Carmen. Noapte bună! Thank you.